Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la noua ediție a emisiunii În Culise. Iată-ne anul acesta împlinind 8 ani de când suntem pe ecran și pentru că ne-am dorit ca această emisiune să fie un loc de întâlnire a ideilor, am îndrăznit ca în această seară să aduc un om care are multe idei și care vede viața de la mai multe ferestre. Lucian Burlea, conferențiar, doctor și Ștefan pe deasupra, bine ai venit la noi în emisiune! Salut, mâna, vă salut pe toți telespectatorii. Voi începe cu un exercițiu confesiv, spunând că de Lucian mă leagă o prietenie de peste 13 ani și cam emoții mai mari decât atunci când am un invitat pe care nu îl cunosc, tocmai pentru că de-a lungul timpului, cunoscându-i și familia și diversele fațete pe care le-a îmbrățișat, totul capătă o dimensiune mult mai personală și tocmai de aceea o să am nevoie de ajutorul tău, Lucian, să mă ajuți, iată, să ducem la bun sfârșit o portretizarea omului, nu doar a profesionistului, nu doar a omului care ajută extrem de mult, ci și a omului care are proiecte actuale și viitoare. Și mi-aș dori să începem cu o întrebare așa, de start. Cine ești? De multe ori și eu mă întreb, dar apropo de ajutorul pe care trebuie să ți-l dau eu ție, mi l-ai cerut, de fapt. Și eu am nevoie de același ajutor pentru că am o emoție ca și cum aș ieși acum prima dată la un post de televiziune și aș fi în fața camerelor. Oricum am trac de fiecare dată, doar că odată cu trecerea timpului și cu a expunerii în fața camerelor, cumva se mai diminuează. Ne imunizăm. Dar iată că într-o formă sau alta, chiar dacă ne cunoaștem, și eu am aceeași emoție. Sper să o depășesc. Cine este Lucian Burlea? Sunt Ștefan Lucian Burlea, conferențiar la Universitatea de Medicină și Farmacie Grete Popa din Iași. Sunt fiul... Nu, stai așa să termin cu prezentarea profesională. Sunt absolvent a două facultăți de medicină, cea de medicină dentară sau stomatologică, că s-a revenit la denumire, și facultatea de medicină generală. Sunt fiul, să spunem, doamnei profesor dr. Georgeta Burlea, unul dintre cei mai străluciți logopezi pe care i-are România și în acest moment, și a regretatului, pentru că nu regret doar eu, ci o mare parte din comunitatea ieșană și nu doar ieșană, profesor dr. Marin Burlea, numit de către ieșeni și nu doar de ieșeni Îngerul Copiilor, două destine alese, am să-și explic mai târziu de ce cred că două destine alese. Sunt fratele unei distinse doamnă profesor de psihiatrie, Ana Maria Ciubară, minunata și frumoasa și sclipitoarea mea soră, și sunt tatăl la două minunate fetițe, foarte deștepte, inteligente și cooperante și iubitoare. Dincolo de această latură a familiei și de unde provin, ca experiență profesională, dincolo de faptul că sunt cadru didactic la reputată Universitatea de Medicină din Iași, am fost manager între anii 2008 și 2010 la Spitalul Clinic Căi Ferate din Iași și între 2013 și 2015 am fost manager a spitalului inițial a spitalului clinic de psihiatrie Socola din Iași, pe care marea mea reușită profesională, este emblema mea dacă doriți, profesională, această unitate, emblematică unitate, am transformat-o în Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, singurul institut de profil din țară, adică singurul institut de psihiatrie din țară,
și unul dintre puținele și la nivel de Europa și la nivel mondial. Nu sunt foarte multe pe această direcție. Cam aceasta este în mare cartea mea de vizită, de acolo provin, în acest mediu m-am format familial, am spus și școlile pe care le-am făcut în mare, pentru că pe lângă două facultăți de medicină am și vreo trei masteruri și, în fine... Un om curios. Da, dar am să spun mai în glumă, mai în serios, că n-am fost niciodată un mare iubitor de școală, să spun. Pentru că probabil că în clasa întâia am avut o învățătoare care rupea niște arătătoare de palmele noastre, dar ne lua de la primul la ultimul, adică era lozinca toți pentru unul, unul pentru toți. Și poate de acolo. Dar culmea este că de ceea ce ne ferim ne urmărește și pe capul meu, deci de când am început grădinița și apoi școala și apoi universitate de medicină și încă o universitate de medicină și niște masteruri, formare, management, paliație și așa mai departe, psihologie, un nou rezidențiat, iată că aproape la 51 de ani, 50 trecuți, că sunt cam pe la jumătate. E ca jumătate de secol. Da, jumătate de secol intens, cât trei secole normale. Iată că încă fac școli și trăiesc cu senzația că așa de drag, de cât de nu mi-a fost mie de dragă școala, cred că ei este foarte drag de mine și mă va urmări până probabil o să ies la pensie de pe băncile vreunei școli, desigur. Este grozav. Luce, noi știm cu toții că ai un talent oratoric deosebit, dar după această prefațare pe care ai făcut-o a ceea ce ești, aș vrea să te oprești la trei cuvinte care te definesc. Și știu că este un exercițiu greu, dar nu ai venit în emisiune ca să te supunem unor întrebări clasice, ci realmente ne-ar face plăcere să te cunoaștem și în alte ipostaze. Așadar, o ipostază a lui Lucian Borlea în care spune doar trei lucruri, trei cuvinte care sunt esențiale ființei tale. Tu, cunoscându-mă foarte bine, și prietenii, și oamenii care mă cunosc, știți foarte bine că sunt un om sincer. Asta este prima mea descriere. Nu am în sistemul de operare, cum este iOS-ul la... anumite telefoane. Anumite telefoane și Android la anumite alte telefoane. În sistemul meu de operare n-am softul cu minciuna. Pe de altă parte, al doilea cuvânt care să mă descrie, dar acum știi cum este, poate pare că sunt malițios, dar tu poți să confirmi sau să nu confirmi, sau poți să putem dezbate alte calități pe care le vezi la mine sau caracteristici care... Deci al doilea este că m-am născut să ajut. Cred că ăsta este un modus operandi pentru tine. Nu neapărat. Știi că o viață întreagă încercăm să descoperim unii dintre noi care n-au avut ghinionul, care au avut ghinionul să nu se descopere de tineri. Eu cred că scopul vieții mele, și pentru asta m-am născut, ca să ajut. Așa cred, cu maximă putere. Am studiat acest aspect, îmi și face plăcere să fac lucrul ăsta. Nu este întotdeauna ușor. Sunt deschis să ajut. Și cu asta mă hrănesc. Am o satisfacție incredibilă când am reușit să ajut pe cineva, chiar dacă nu știu cum îl cheamă. Și nu aștept recompensă.
Și al treilea cuvânt, bine, ar putea fi nonconformist, dar putem să mergem mai încolo decât trei cuvinte, decât cele trei cuvinte. Pot să spun vizionar, pot să spun pasional, cred că pe aici, prin această zonă. Să știi că noi ți-am pregătit și o surpriză și am ne-am inserat în profilul tău social media și îmi voi ruga acum colegii să ne ajute cu niște imagini pe care le-am desprins de acolo, tocmai pentru a putea să fim mai îndreptățiți și să spunem întrebări și să te chestionăm pe anumite aspecte. Colegii mei chirurgi, Leyla Özel, mare oncolog în Turcia, tata, Dumnezeu să-l odihnească în pace. Olcay este un mare neurochirurg. Aici eram la zilele Socole, cred că în 2016-17. Și aici la fel. Managerul de la Obregia în spate. Calu, iubesc animalele. Tata, la un eveniment la Universitatea de Medicină. Tata, Cati, eu. Tripletă. Altă tripletă. Tata, mama, eu. Din nou, aici la Galația, la conferința internațională a surorii mele. Și el este un prieten și partener. Vlad Poroh, la conferința lui, Zilele Calității în Sănătate. Și mama. Se reiau, iată. Lucian, pe lângă partea aceasta profesională și a ta ca tată, fiu, frate, am dorit să știm cam care ar fi pasiunile unui om și aici voi veni în întâmpinarea ta spunând despre pasiunea gastronomică pe care o ai și cu care ne face așa să poftim de fiecare dată când, poate în trecut, acum am observat că sunt mult mai rare postările tale cu niște descripții o Moldavie culinare spectaculoase. Așa este, consider, deci asta este una dintre una dintre pasiunile mele, ca și a tatălui meu, ca și a bunicului meu, este să mănânci o mâncare bună. O mâncare bună sau a mânca este de fapt o plăcere reală a vieții. Dacă stăm și ne gândim ce înseamnă plăceri reale ale vieții, acum dacă te întreb repede pe tine sau pe telespectatori să-mi enumerați 5 plăceri reale ale vieții, vă va fi greu de la numărul 3 să treceți mai încolo. Nu vorbesc despre 10, ci 5. De ce plăcere reală a vieții? Pentru că, de exemplu, dacă ne raportăm la ceea ce recomandă medicii psihiatri și psihologii în tratamentul depresiei, îți spune să faci sport, să mănânci o mâncare bună sau ciocolată, să faci dragoste și încă câteva activități. Cele care stimulează secreția de cei 4 hormoni ai fericirii. Da? Și atunci, o mâncare bună și activitatea de a mânca îți stimulează aceste unul dintre hormonii fericirii. De aici vine pasiunea și cred că pentru foarte multă lume, trecând prin viață, la un moment dat ajunge să se mai diminueze. Știți că plăceri pentru unii înseamnă shopping, pentru alții înseamnă, nu știu, să meargă cu viteză sau să se dea cu Mount Airus, cu trenulețul groazei. Sunt diverse plăceri, dar nu sunt cele care îți creează acești secreția de hormon ai fericirii. Îmi place mâncarea, v-am spus,
chestiunea asta cu o mâncare bună, de, tatăl meu spunea chestiunea asta și am auzit-o spusă de maestrul său profesional, profesorul Marcel Burdea, că o mâncare bună te împacă cu viața. Adică poți să fii supărat sau certat cu cineva sau într-o situație mai proastă și o mâncare bună te poate, îți poate da pe o, câteva zeci de minute sau ore o stare de bine. De aceea este și bulimia de stres, dacă nu mă înșel. Când foarte mulți oameni când sunt supărați mănâncă. Mâncatul compulsiv. De ce am promovat aceste activități? Și niște business-uri din Iași la modul de ce real am făcut și onest. Treaba asta? Pentru că în mintea mea și felul meu de a fi este să vin în întâmpinarea de fapt am făcut lucrul acesta pentru că este foarte greu să realizez lucruri nu doar în Iași, ci în România și chiar și în Europa. Pentru că este legat de această problemă pe care o are atât societatea românească, cât și cea europeană, lipsa forței de muncă. Și atunci, ca să faci un lucru bun, la care am avut eu acces, mi se pare că trebuie să ridici pălăria și să spui un mulțumesc măcar pentru faptul că ai mâncat ceva bun, dar și ca încurajare. Și atunci eu am făcut acele postări în permanență și pentru a face cunoscut că acolo se mănâncă o mâncare bună. Pe de altă parte, să salut personalul și proprietarii care reușesc să coaguleze și să facă lucruri bune și ca o stimulare. Și în al treilea rând, un lucru pe care nu se vede și nu vreau să vorbesc foarte mult despre el, este faptul că am preferat să scriu despre lucruri pozitive decât să scriu despre anumite aspecte care m-au apăsat din viața mea și din viața acestui minunat oraș. Lucian, mi-ai ridicat mingea la fileu, pentru că, da, cu toții te cunoaștem ca o persoană pozitivă, o persoană care mereu are un cuvânt de încurajare și de îmbărbătare pentru noi când avem un moment mai delicat. Iată că viața te poartă acum pe niște poteci noi. Recunosc că a fost o surpriză pentru noi toți când am aflat și ne-ai anunțat că, iată, în această toamnă, pălăria, una dintre pălăriile pe care le vei purta va fi cea de candidat independent la parlamentare. Da, la Camera Deputaților. Independent 100%, nu cu susținere sau cu... Da, este o decizie de a ajunge parlamentar, a fost un obiectiv vechi. De-al meu, vechi, mă refer la anii 2010-2012. Vâltoarea vieții și anumite evenimente mi-au întrerupt acest obiectiv, pentru că eu atunci când cred, nu pot face altceva și nu pot avea rezultate decât dacă cred foarte mult într-un target, într-un obiectiv. Alt cumva mă mișc mai greu. Sunt un pic mai încet, duc lucrurile la capăt, fac lucruri, dar cu o anumită lentoare. Eu trebuie să cred foarte mult într-un obiectiv. Și atunci, vâltoarea vieții și anumite evenimente care s-au petrecut în viața mea, dramatice de altfel, mi-au încetinit acest obiectiv. În al doilea rând, de ce independent? Pentru că, uitându-mă, știind în mare listele de candidați propuse de partide, nu m-am regăsit în intenția de vot în niciuna. Chiar dacă pe listele fiecărui partid, atât la Senat cât și la Camera Deputaților, am identificat oameni de maximă valoare, am înțeles că în spatele lor sunt unii politicieni vechi care, cel puțin până în acest moment,
nu au livrat nimic orașului și județului Iași, ci pur și simplu este un loc bun și onorabil pentru ei și de influență, dar n-au votat absolut nimic și, pe de altă parte, foarte multe liste sunt goale. Goale ca oameni, ca și consistență umană și profesională și cred că mai ales că m-au rugat și m-au stimulat foarte mulți cunoscuți din jurul meu, tu trebuie să mergi acolo, tu ești făcut pentru asta, ai background-ul și profesional și familie și așa mai departe, trebuie să mergi acolo pentru că ai abilitățile necesare. Și mi-am luat inima în dinți într-un final și iată că m-am înscris în această competiție. Legea electorală nu favorizează candidații independenți. În general este făcută de politicieni pentru echipele partidelor. Dar cum foarte puțini au crezut atunci când mi-am luat în obiectiv ca să schimb statutul Spitalului Clinic de Psihiatrie în institut, singurul din România, asta este o chestiune, un target aproape imposibil pentru foarte mulți. Până și tatăl meu n-a crezut foarte mult în treaba asta. Aș vrea să punem în context puțin, pentru că îmi închipui că, iată, ca și mine, o bună parte din telespectatori noștri nu înțeleg care este diferența între spital și institut și care sunt beneficiile prin această transformare. Institut, ca și, nu sunt foarte mari diferențe. Adică cercetarea se face de ambele părți, adică și la spitalul clinic și la institut. Activitatea didactică se face și într-o parte și în alta, dar tariful pe cazurile de acut sunt mult mai mari. Adică vă dau un exemplu, dacă tariful la vremea respectivă era 1360 pentru cazurile acute. Este o formulă, dar nu vreau să intru cu cifre foarte multe, pentru că nu o să rețineți treaba asta. Deci 1360 era tariful și pentru institute erau două tarife, 1600 și 1800. Și eu voiam să ajung la cel de 1800, pentru că psihiatria nu înseamnă tehnologie foarte multă, ci înseamnă spații foarte bune, dar mai ales îngrijirea pacienților se face cu personal și cu medicație foarte bună. Dar personalul în domeniul psihiatriei sunt salarizați cu un plus, este sporul de periclitate, pentru că este o uzură foarte mare a personalului care lucrează în acest domeniu. Adică se ajunge la epuizare foarte repede. Cine este implicat în activitățile respective, desigur. Ei bine, pentru a obține acest tarif de 1800, la minister se punea problema, domnule, și ce facem cu Institutul Regional de Oncologie sau cu Institutul de cardiologie, de boli cardiovasculare. Și pentru că prin lobby-ul meu ajunsesem foarte sus, poate dincolo de nori, ca să spun plastic, a fost o disponibilitate mai mare pentru a se face o simulare. Și pentru cele două spitale, ca să înțelegem ce valoare era și dacă afectam foarte tare bugetul casei de asigurări județene și așa mai departe. S-a făcut acea simulare și prin lobby-ul meu pentru Socola am reușit să cresc și tariful la Institutul Regional de Oncologie și la Institutul Regional de Boli Cardiovasculare. Deci cam aceasta este pe parte pragmatică și economică. Avantajul unui institut este unul pe care ni-l vei povesti după o scurtă pauză de publicitate, pentru că mă anunță colegii mei că timpul nu mai are răbdare cu noi. Revenim în studio în câteva minute.
Doamnelor și domnilor, iată ne reveniți în studio alături de Ștefan Lucian Burlea, proaspăt apărut în peisajul politic ca un independent care candidează la parlamentare. Lucian, ai rămas dator înainte de pauză cu avantajele institutului. Tutului. Deci, în partea cealaltă, din momentul în care am transformat Spitalul Clinic în institut, deci institutul este și form metodologic pentru întreaga psihiatrie din România. Deci, teoretic, de aici se aprinde lumina în psihiatria românească. Pe de altă parte, are niște avantaje incredibile prin această titulatură foarte grea în relațiile pe care le poți crea în domeniul cercetării. Și este foarte important să se dezvolte această cercetare pe cele două axe ale sale și colaborările naționale și internaționale. Toată lumea vrea să colaboreze, să facă articole și să aibă rezultate în cercetare și este o oportunitate de atunci, de când am creat această schimbare și crearea institutului, pentru că am auzit vreo două voci, domnule, dar cum adică fondator? Păi fondator, pentru că dacă citiți ordinul de ministru prin care este transformat, asta și spune acolo. Se fondează. Adică chiar sunt fondatorul Institutului Socola, chiar dacă Socola în acest moment are vreo 100, deci din 1906 până acum sunt câți ani? 118. Nu? 118 ani. Și au fost mulți contrariați de această titulatură de fondator, dar este pur realitate. Adică cine citește ordinul de transformare, ordinul de ministru, înțelege foarte bine treaba asta. Lucian, o să-ți adresez o întrebare care cred că stă pe vârful buzelor multora dintre prietenii, oamenii care te cunosc, prietenilor tăi. De ce vrei să intri în politică? Pentru că, și o voi pune acum și un context, este bine cunoscut faptul că, nu mă pot pronunța despre alte orașe sau județe, dar cel puțin la Iași, e o formă de vulnerabilizare, e o formă de a te expune, de a fi obiectul comentariilor favorabile și nefavorabile. Și poate acesta este unul dintre motivele pentru care majoritatea tinerilor refuză să cocheteze cu politica, aș spune poate chiar de frică. Pentru că cine știe ce o să scrie despre mine, cine știe că am apărut într-o poză cu Z, cu Y, că o să se ia de gusturile mele muzicale, de prietenii mei, de ce fac, de ce am făcut în trecut. O să-mi caute în sertarele familiei îndepărtate. Ai avut genul acesta de frici când ai decis totuși să-ți depui candidatura? Doamnelor și domnilor, chiar vorbim cu cărțile pe față, cum s-ar spune, și pentru că emisiunea se numește În Culise, chiar îmi doresc ca în această seară să vorbim și despre subiectele aproape tabu despre care nimeni nu discută atunci când ne plângem că tineri capabili refuză să intre în arena politică. Am luat în calcul absolut tot ceea ce ai spus, poate chiar și aspecte în plus. Am vorbit cu familia, mama mea de unde și a avut o anumită reținere. În momentul în care am făcut, i-am rugat pe cunoscuții mei și doar prin două distribuiri pe două grupuri din Iași a prietenilor mei, în câteva ore s-a făcut coadă ca la Meca, la clinică, la noi, și asta mi-a dat un sentiment de maximă bucurie, dar culmea este că peste această bucurie am simțit un sistem, o trăire, un sentiment profund de responsabilitate.
pentru că văzând oamenii că vin să mă susțină, eu nu-mi doresc să dezamăgesc pe absolut nimeni. Pentru că încep să am regretele mele. De exemplu, eu nu pot să fac rău cuiva. Sau, de exemplu, dacă am vorbit la nerv, m-a luat gura pe dinainte, înainte de a afla omul respectiv sau avea o dezbatere în sensul acesta, o discuție, eu sunt plin de regrete. Și atunci, nu mă arunc în această luptă câine surd la vânătoare. Am niște argumente. Și scopul meu este de a face câteva lucruri pentru acest oraș în numele tatălui meu și a familiei din care provin, pe de o parte, și în spiritul faptului că așa cum tatăl meu și mama mea m-au inspirat, la fel doresc și eu ca părinte să îmi inspir fetele pe care le am. Adică îmi doresc să livrez societății în numele tatălui meu ca fetele mele să aibă niște, să aibă un model, cum l-am avut eu pe tata și pe mama. Nu va fi ușor. Chiar fetița mea mi-a trimis niște comentarii de la un articol care anunța candidatura mea, o știre, și am spus, te rog din toată inima, nu citi în următoarea perioadă, pentru că sunt și postaci ai partidelor, pentru că așa funcționează lucrurile, și pe de altă parte vă spun o chestiune absolut onestă. Este anormal să te placă toată lumea. Adică asta este un semn de anormalitate. Dacă toată lumea te iubește, înseamnă că ai o problemă mare. Eu înțeleg absolut orice mecanism civilizat de a evalua o persoană sau lucrurile. Unii te pot admira, unii să stea în expectativă că nu înțeleg ce să ia de la tine, care sunt mai nu foarte apropiați, de exemplu. Cum sunt oameni plini de furie și atunci nu pot evalua corect lucrurile și pentru că traiul nu e tocmai bun. Este bun în general, să spunem, în România, pe medie. Dar pentru, exact, pe medie. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, abia acolo este vorba despre management, să drămuiești puțin și să-ți ajungă de la lună la lună și să ai o calitate a vieții. Și să te bucuri de ceea ce ai. Deci nu te poate place toată lumea. Nu văd nimic anormal să ai un comentariu negativ și să înveți din el. Poate asta, dacă vrei și știi că am mai discutat pe tema asta, chiar și rețelele de socializare stimulează pentru vizibilitate mesajele negative. Pentru că nu va comenta nimeni când îți spune bravo, felicitări, du-te, fă, drege și așa mai departe. Ci cel care îți va comenta negativ, vor veni oamenii care te cunosc și începe dezbaterea acolo și atunci îți face vizibilitatea mai bună. Și cumva, deci aceste mesaje negative, dacă ai puterea să te uiți la ele și să înveți ceva din ele, este ok. Așa, de-astea fără substanță, că vrea pensie specială, părerea mea că este un fals narativ pentru populație, pentru că, de exemplu, tatăl meu a fost un mandat senator și l-a murit cu 3 luni înainte de a face 70 de ani și de a ieși la pensie. Adică pe cine interesează că eu am acum 50 de ani și o să ies la pensie cu 1000 de euro în plus? Când, de fapt, pensiile speciale sunt... Bine, oamenii au dreptate, nu vreau să intru pe această direcție. Dar sunt narrative și obsesii neconstructive, din punctul meu de vedere, dar normale, pe de altă parte. Deci am
am avut această reținere, pe de altă parte, ceea ce îmi doresc eu să fac în numele tatălui meu, dacă voi reuși și îmi voi da interesul acesta, va fi în slujba oamenilor și nu va însemna doar sănătate, pentru că sănătatea, dacă vrei, înseamnă 25%, 30% servicii medicale. Restul de 70% înseamnă ce mănânci, ce bei, ce faci tu cu viața ta. În termeni medicali, ce spun despre medicină? Sau haideți să vă povestesc o discuție pe care am avut-o cu o prietenă oncologă. Am întrebat cât este factorul genetic la baza cancerurilor pulmonare. Și îmi spune cam 30%. Zice, restul 70% este epigenetică. Deci este exact ceea ce am spus, 25-30% sunt servicii medicale. Restul contează foarte mult ceea ce faci tu cu viața ta, ce mănânci, ce bei, când te culci, unde dormi, ce acoperiș ai, că dacă e de azbest faci cancer pulmonar și așa mai departe. Dacă ești șofer, plăcuțele de frână au la fel azbest și faci cancer pulmonar și așa mai departe. Adică sunt boli profesionale, sunt factori de risc. Lucian, în cadrul răspunsului pe care l-ai dat, mi s-a aprins așa un bec. Pentru că, așa cum spuneai că există multe comentarii negative și, da, există frica oamenilor de a intra în politică, tocmai din cauza acestora, eu aș vrea să atacăm puțin și problema aceasta oamenilor care realmente sunt dezamăgiți de clasa politică și nu vor să mai iasă la vot. Cum ar putea Lucian Burlea să le recâștige încrederea în un ales? Vedeți, eu am dezavantajul să nu am strategii de imagine așa cum au echipele partidelor. Eu vin în întâmpinarea sau în fața alegătorilor nu la costum, nu la cravată, nu cu strategii de comunicare, ci pur și simplu acesta sunt eu. Chiar am avut niște postări și am spus acesta sunt eu. Cu bune și mai puțin bune, pentru că sunt om, eu nu sunt un înger și toți oamenii care locuiesc pe această planetă sunt oameni și au calități și defecte. Sau bune și mai puțin bune, ca să nu spunem rele. Sunt un om onest care dorește să facă niște lucruri în numele tatălui meu pentru societate, ca într-un final să devin un model pentru copiii mei. Sau pentru, chiar pentru tineri. De ce nu? Deci, de unde vine dezamăgirea populației? Odată prin rezultatele și, dacă vrei, în 35 de ani s-au întâmplat niște lucruri pozitive în România. Dar foarte greu și prea puțină. De ce nu merg oamenii la vot? Tocmai din cauza politicienilor. Pentru că uitați-vă un pic la campania electorală de acum. Este de o agresivitate incredibilă. Nu vreau să dau nume, nu vreau să spun despre cazuri, dar se servesc numai cu cătușe și cu dosare penale. Ei se decredibilizează în fața alegătorilor, nu alegătorii au o problemă cu ei. Din cauza acestor lupte, pentru că își dau cu maximă putere și se duc în derizoriu, atunci tu ca votant s-ar putea să te încurce tocmai ei, lovindu-se atât de puternic. Astfel încât acesta este un motiv din punctul meu de vedere. Pe de altă parte, rezultatele. Păi, eu stau și mă gândesc, mai ales în această zonă, Moldova, a cărei capital este Iașu. Dar Iașu a fost și capitala României, nu doar. Și a livrat oameni sclipitori care au scris istorie în România.
Să vedeți o chestiune de, să vezi o chestiune de mentalitate. Și tu stai la, foarte mult la București în ultima perioadă. Tu ai văzut cum se prezintă și ce mentalitate au ardelenii și bănățenii? Ei sunt buricul pământului, sunt oameni mai tari decât bucureșteni, mai tari decât oricine, mândri. Când vorbești cu moldoveni, ei zic, bă, da, noi suntem din Moldova. Și, deci este o chestiune de resemnare. Și, și ne lipsește patriotismul local. Păi tocmai asta voiam să spun. În timp ce noi am livrat societății românești în decursul istoriei, avem prima universitate la Iași, nu? Reformele lui Cuza. Păi de aici s-a prins lumina în societatea modernă românească. Noi nu mai putem livra primul teatru, prima grădină botanică, exact. Și multe, multe alte premiere. Nu mai putem livra oameni, dar trăiesc cu senzația că tocmai aici la Iași ne omorâm, ne nimicim liderii. Pentru că am avut lideri foarte importanți în politică și am trimis pe unii la pușcărie, pe unii în buza pușcăriei și așa mai departe. Și atunci, încă un motiv, de exemplu, să nu voteze oamenii. Pe de altă parte, o chestiune care m-a făcut și pe mine să candidez. Sunt medic. Nu vreau să intru pe subiecte care nu țin de profesia mea, pentru că mie nu-mi plac, de exemplu, vezi pe televiziunile naționale diversi oameni care se pricep și la medicină, și la educație, și la minerit, și la maritim, și la curent, și la geopolitică, și geostrategie, la absolut tot. Eu nu vreau să comunic în maniera asta, pentru că este posibil să nu stăpânesc foarte bine subiectul și nu vreau să mă fac de râs în fața oamenilor. Eu voi merge pe narativele mele medicale și sociale și nu numai. Dar de unde pornisem, că am făcut paralelă și iarăși paralelă. Cum poți să le recâștigi încrederea oamenilor care sunt dezamăgiți de clasa politică? Aceasta a fi fost întrebarea. Deci, nu, voiam să spun. De ce am hotărât să intru în politică? Unul dintre motive și nu vreau să vorbesc foarte mult pentru că nu este domeniul meu. De exemplu, de la Iași la București, în condițiile în care traficul, parcul auto din România a crescut de 1000 de ori, noi de la Iași la București, în 35 de ani, avem maxim jumătate de bandă pe fiecare sens. Avem 10 minute de libertate pe centura Bacăului, că nici nu pun radare acolo, pentru că oamenii înțeleg că prind un pic de autostradă și se bucură și de mașină și de libertate, pur și simplu. Pentru că după ce ieși de pe acel segment, încep coloanele de camioane, de când văd UMB sau Echi număr la camioane, mă bucur și îmi găsesc toată disponibilitatea și răbdarea. Dar crede-mă că dacă înainte, acum 5, 6, 7 ani, făceam 4 ore până la București sau 4 și ceva, acum, de la Iași la București cu mașina, chiar dacă condusul este o pasiune de-a mea, fac în 6 ore jumătate. Este anormal. Cu trenul pe ceas este 6 ore și jumătate și mereu sunt întârzieri. Și mai este o chestiune. Eu nu vreau să minimalizez ceea ce au făcut niște oameni, pentru că ceea ce pare puțin sau făcut puțin sau mic, crede-mă că este foarte greu de făcut, pentru că societatea românească s-a modificat. Promoția de 2015 cu DNA-ul a speriat foarte mulți lucrători, iar lucrători angajați la stat, și oamenii au tendința să nu semneze și să îngreuneze toate procesele astea și tot ce înseamnă caiet de sarcini, licitații și așa mai departe, proiecte europene, na. Deci, absolut totul este îngreunat și ce pare puțin făcut este cu o muncă incredibilă. Eu înțeleg, dar faptul că a început să se construiască autostradă acum nu este meritul
niciunui politician din niciun partid odată și doi s-au dus și peste capul celor, să zic, a polului de putere de la Cluj. Aici, odată cu acest război din Ucraina, drama unora, oportunitatea altora, din păcate, NATO a spus vrem infrastructură rutieră ca să putem căra dispozitivele militare în zona respectivă. Infrastructură rutieră și cai ferată. Deci ăsta este norocul nostru. Acum, dar dacă privești peste 2, 3, 4 ani, dacă vor fi folosite în scopul respectiv, atunci o să ne tremurăm puțin pantalonii, că noi suntem aici. Lucian, mai avem foarte puțin timp până la finalul emisiunii. Dar nu vrei să mai facem 2, 3, 4, că abia da, acum am încălzit. Facem o epopeie, da. Sunt sigură că aceasta fiind prima emisiune din noua ta ipostaziere, vor mai urma și altele și multă lume este curioasă să vadă realmente ce propunere ai concrete pentru Ieșeni, dar eu aș vrea ca pe final să ne ancorăm puțin într-o perspectivă din aceasta de conjugare a verbului a face și să-mi spui cam de ce ar trebui să te voteze pe tine oamenii la aceste alegeri? În primul rând pentru că sper să trec de această timiditate și de discurs nepolitizat și neexersat și nestrategiat, să spunem așa. Și să trec și de sticlă, să înțeleagă oamenii că sunt un om onest și de construcție. Am și dovedit treaba asta prin realizările mele profesionale, așa cum am spus, Institutul de Psihiatrie Socola. De ce să fiu votat? Pentru că îmi doresc foarte mult în numele tatălui meu și pentru că el m-a inspirat, pentru că am trăit mergând cu el la diversi profesori de la Institutul de Ocrotire a Mamei și Copilului de la București, am crescut aproape în Spitalul de Copii și în IOMC, mergând cu tata, în IOMC-ul de la București. Și consider că Iașul are nevoie, și nu numai Iașul, toată zona Moldovei, de un Institut de Ocrotire a Mamei și Copilului, sau Institut de Îngrijire a Mamei și Copilului. Este foarte important pentru că acesta se ocupă cu, de când rămâne mama însărcinată, monitorizare, eventual, dacă sunt probleme ale fătului, amniochirurgie, deci chirurgia care se face în burta mamei pe făt, nașterea și monitorizarea sarcinii, și după aceea, până la vârsta de 3 ani sau 5 ani, tot ceea ce înseamnă pediatrie și diversele probleme care apar. Mai poate interveni aici fertilizarea in vitro, pentru că foarte multe mame au această, sau multe familii au această problemă. Numai că nu-și permit toți să meargă la clinicile private de fertilizare in vitro. Deci, unul dintre obiectivele mele, chiar dacă pare că este nișat, este o problemă poate și de creșterea natalității și de calitatea actului medical pentru mame, copii și chiar tați și pentru familie. Doi, aducerea legii sănătății mentale, actualizarea ei și aducerea la necesitatea momentului, a necesității pieței și a pacienților și a oamenilor. Sunt cel puțin două direcții pe care mi le-am propus, am și generală, pot să vorbesc despre ele, dar într-o altă emisiune. Într-o altă emisiune, pentru că, iată, timpul alocat s-a epuizat. Îți mulțumim tare mult că ai fost prezent astăzi în studio. Mi-a plăcut fuziunea de idei, iar telespectatorilor nu pot să le urez decât să fie înțelepți atunci când pun ștampila și să-și exerseze acel liber arbitru pentru un viitor poate ceva mai luminos pentru noi toți.